Salutare copii! Eu sunt Sorina și astăzi ne vom petrece câteva minute împreună citind o scurtă poveste. Suntem aici datorită campaniei Salvez cu povești, care și-a propus să ajute copiii din mediile sărace, oferindu-le o masă caldă. Așadar, astăzi vom citi o poveste din cartea Ocolul Pământului în 80 de povești, unde sunt adunate 80 de întâmplări de pe toate cele 7 continente. Continentul pe care îl vom explora noi astăzi se numește America de Sud. Uitați! Iar povestea vine tocmai din Argentina, ea numindu-se Omul de pe Lună. Trăia odată ca niciodată, într-un mic sat înconjurat de păduri, de la poalele munților, o fată frumoasă pe nume Amata. Era o fată visătoare, plină de idei ciudate. Ea credea că pe lună trăiește un bărbat care îi zâmbește noapte de noapte. Mamă, vreau să mă mărit cu el, zise Amata într-o zi. Este cel mai frumos om pe care l-am văzut vreodată. De unde să fie om pe lună? Zise mama supărată. Ce-i cu visele astea copilărești? Mulți tineri din sat ți-au cerut mâna. Uită de omul de pe lună și alege-l pe unul dintre ei. Dar Amata nu voia în ruptul capului să audă de nimeni altcineva. În noaptea aceea, ea și-a strâns câteva lucrușoare într-un sac și a plecat pe furiș din sat. Avea de gând să se ducă la bărbatul viselor ei și să-i spună cât de mult îl iubește. Oare avea el să-i răspundă? Amata a umblat mult prin pădure, uitându-se în sus prin crengile copacilor. Luna se afla atât de sus totuși. Oare cum putea ea să ajungă la bărbatul de acolo? A încercat mai întâi să-l cheme, dar vocea ei nu se auzea printre strigătele animalelor care umpleau pădurea. Amata s-a urcat în cel mai înalt copac, încercând să ajungă la el, dar nu a reușit decât să-și rupă rochița de crengi. Chiar și de la înălțimea copacului, luna părea foarte departe. Amata a coborât din copac și a căzut pe gânduri. Într-un târziu, și-a dat seama că trebuia să urce pe cel mai înalt munte. Dar putea ea oare să ajungă la lună de pe cel mai înalt vârf? Din cauza zăpezii, picioarele fetei erau vinete de frig, iar pietricelele ascuțite o răneau la tălpi, dar ea nu simțea nimic, căci era tot mai aproape de alesul ei. După ce a ajuns pe vârful muntelui, Amata s-a ridicat în vârful degetelor și a strigat, Hei! Hei! Dar bărbatul de pe lună era în continuare foarte departe. Dintr-o dată, norii au acoperit cerul și fata nu mai putea vedea luna. Sărmana a început să coboare muntele, plângând și sughițând de disperare. Era hotărâtă să nu se întoarcă în sat. Dacă nu se putea mărita cu bărbatul de pe lună, atunci nu se va mărita cu nimeni și gata. Ajungând în pădure, s-a oprit pe malul lacului ca să-și spele picioarele și, deodată, a văzut luna plutind pe ape. Urcase până sus, pe muntele înalt, pentru a fi mai aproape de bărbatul din lună și, iată, el era chiar aici, la picioarele ei. Cât de frumos era și cât de mult se bucura să o vadă, a întins mâinile pentru a-l mângâia, dar a căzut în apa întunecată. Ultimul lucru pe care l-a văzut era zâmbetul lui. Sus în ceruri, zeul Tupa nu a mai putut suporta să vadă atâta durere. O fată atât de curajoasă merita o soartă mai bună. Zeul a clipit și dintr-o dată Amata a ieșit la suprafață sub forma unui nufăr. Până în ziua de astăzi, nufărul și bărbatul de pe lună se întâlnesc pe lac în fiecare noapte pentru a-și admira frumusețea nepieritoare. Sper că v-a plăcut această poveste și la cât mai multe alte povești, alături de cât mai mulți alți oameni. Vă îmbrățișez!